Hai să trăiască fiecare de la mic până la mare. Ajunserăm și în sfânta zi de vineri, ultima zi lucrătoare din această săptămână, ultima zi pentru cei care lucrează. Dar dacă ne aflăm pe canalul ăsta, pe canalul lui Nicu Bendea, înseamnă că muncim. Muncim măcar 10 minute pe zi, de luni până vineri. Suntem aici și discutăm și cum sunteți bine, mulțumesc de abonare, mulțumesc de clopoțire, mulțumesc de tot. Cum sunteți bine? Am intrat în linie dreaptă, numai mâine nu-i poi mâine și punem ștampila pe cine trebuie. Sau așa credem noi. Știți că în tradiția populară sunt mai multe sărbători religioase și la care dacă îți pui ceva supernă, busuioc, busu, romica, jur că nu știu, noaptea aia visezi cu cine te vei căsători. Nu chiar de a doua zi, dar din anul următor. Dacă am pune și noi buletinul supernă și să visăm a doua zi pe cine trebuie să votăm. Că numai așa merge, că sunt atâtea alianțe, atâtea compromisuri. Așa e la noi și cred că așa e în general. Unde e politică, e și compromis. Dar și în viața mondenă se întâmplă chestii de astea. Vedeți că Bianca Drăgușanu iarăși s-a împăcat cu Alex Body. Cred că sunteți la curent, nu? Ultimul ei iubit e Alex Body, ăla solită. Mă, e bărbat. Mai înalt decât ea. Deci, cum ar zice din deci asta e o chestie. Dar ca să se împace, el o mai și bumbăcit. O, în fine, nu mă interesează. Ca să se împace, el i-a pus niște condiții. Da? În primul rând, să-și scoate toți bărbații din listă. Din lista de urmărit de pe Instagram. Vedeți? Așa se fac coalițiile, nu numai în politică. Că tot vorbim de lumea asta mondenă, Mirela Băureanu Vaida a fost inclusă de revista Capital în top 100 femei de succes. Cel mai mare star de televiziune, cea mai populară vedetă de televiziune. Acum, populară era și înainte, că din câte știu eu, ea prezentă emisiuni pe Etno TV sau pe Național TV sau... Deci era favorit TV, așa. Deci tot populară era, dar acum s-a făcut și mai populară de când prezintă emisiunea de la antenă. Totul să fie inclus în top 100 Capital. Eu știam că revista asta Capital chiar e una serioasă, adică oameni de succes care sunt antreprenori, care au idei originale, care... Și Mirela Băureanu Vaida e cea mai de succes femeie de televiziune, că a prezentat-o pe Vulpița și pe Viorel. Vorba lui Viorel, nu? Să zicem că da, să sperăm că nu. Cam așa s-a ajuns cu treburile și în showbiz. Mă rog, nu ne... Nu mai vorbim că parcă ne bate o bucșă. Astea, două curiozități din campania electorală vreau să vi le supun privirii dumneavoastră. CBNS pe recepție, trebuie să fie și CBN pe recepție, ci că în Alțâna din Sibiu, în localitatea aia din Sibiu, candidează trei pentru postul de primar și pe toți trei îi cheamă Bucșă. Trei Bucșe într-un singur sat sau într-o singură comună. Până acum, știți cum era? Mi se părea mie că ne bate o Bucșă în politica românească. Dacă îmi bat trei Bucșe deodată, ceva nu-i bine. Așa că rog pe cetățenii din comuna Alțina, când merg la vot, duminică, să nu consume nimic înainte, că le va fura buletinul de vot ochii. Bucșă, pe care Bucșă? Bucșă, 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 pe care să-l votez? Bineînțeles, contează și partidul de la care e Bucșă. Să zică Bucșă, Bucșă, dar nu-i nicio planetară, nici un longeron. Așa s-a întâmplat. Măcar într-un oraș sau tot într-o comună din Giurgiu, treaba e mai simplă. Acolo candidează un domn venit din Congo. E venit din Congo și candidează pentru primăria unei comune din Giurgiu. Mi se pare ok că a venit omul, a bătut atâta drum ca să vadă care e situația și în România. El era inițial la PSD. Inițial la PSD, dar s-a certat și acum e la Pro-România. Și votează, el fiind din Congo, el candidează pentru un oraș, pentru un mandat în Giurgiu.
Acum au și zis colegii lui de partid că dacă nu iese ăsta primar, îl ia de mână pe bombă și pleacă amândoi în Congo. Știți vorba aia când trebuia să plece și Adrian Năstase în Congo, după ce nu a ieșit la alegeri, dar până la urmă a ieșit și a fost bine. A ieșit chiar tare, tare bine, a ieșit pătușă. Adrian Năstase ne face o recomandare să votăm pe Gabriela Firea, pentru că ea este o femeie cu simțul răspunderii, o femeie care se ține de treabă. O femeie care a făcut atâtea lucruri în București, așa zice Adrian Năstase. Să votăm, bine, nu eu, eu n-am cum să votez, că nu i-am făcut flotan de Colentina, dar cei care sunt. Totuși, este o solidaritate, ca de la cratiță la cratiță, adică dacă Adrian Năstase spune acest lucru. Și Nicu Șordan, acum a fost el la Cotroceni. L-a chemat președintele la Cotroceni să-i spună nici eu nu știu ce și a ieșit de acolo mai amețit decât intrase. Nu știu. Eu mă nu vă bucurați că se termină campania asta? Eu mă bucur că e gata campania asta, că asta agricolă foarte prostonez. Vedeți că din cauza de, pe bază de secetă, trebuie să importăm și grâu, poate trebuie să importăm și floarea soarelui să facem niscai ulei. Cu cartofii eram obișnuiți să-i aducem din Chile și din Argentina. Ce bun erau! Acum trebuie să importăm mai multe chestii și euro. Să face 5 euro, 5 lei euro de Crăciun. Până de Crăciun să face? Și eu zic că se face. Totul e scump. Ca să ieși din casă cu o plasă și să o aduci cât de cât plină de la cumpărături, dacă n-ai măcar 100-150 de lei în pormoneu, nicio șansă. Că te duci la magazin, că te duci la prăvălie, că te duci la marmacie, trebuie bani. Ăștia în campanie au promis ce au promis, cred că acum s-o obosiți. O să iasă cine trebuie până la urmă, nu? Nu știu dacă nu ne bagă iar la după alegeri, voi ce ziceți? Că școlile până miercuri trebuie dezinfectate. Vai și amar de ea școală, online, offline, online, offline, online, offline. Școală catch and release, nu știu ce să zic. Să vedem. Deci dau 7-i duminică, atunci punem ștampila, până în 28 numără la voturi. Și poate că ne mai lasă. Vremea e bună, e o toamnă superbă, e o toamnă splendidă. Sper să nu ne bage iar la să ne salutăm cu salutare, salutare, dragi colegi, de veselie vreau să fim, nu de alegeri seară, parlamentare, pe 6 decembrie. Deci acolo trebuie o lună de campanie înainte, deci cam de pe la 1 noiembrie. Nu cred că ne bagă ei o lună la burduf și după aia să ne dea afară, habar n-am. Să vedem ce faceți în weekend, încotro. Mai prindeți un sezon la mare? Bun și ăla, pe munte. Dacă mergeți pe munte, se anunță temperaturi sub 0 grade, așa că îmbrăcați-vă. Nu mergeți în tenis la Moldoveanu sau la Vârful Omul, da? Să vă îmbrăcați decent, adică în, cum să zic, în concordanță cu paralela și cu longitudinea și cu latitudinea, da? Important e să vă relaxați. De asta vă zic, azi e vineri, un pic să ne relaxăm și duminică, atunci când venim și punem ștampila, să știm din prima pe cine punem ștampila și cui dăm votul. Că e foarte important. Cred că ăsta e, până la urmă, ăsta e singurul drept pe care l-am câștigat și cu atâtea sacrificii la năcazul din decembrie 89. Cred că ăsta e singurul drept care ne-a rămas. Să ne alegem liberi șefii, primarii, parlamentarii și așa mai departe. De asta zic, vă îndemn să mergeți la vot. Nu mă interesează cu cine votați, dacă anulați sau nu anulați votul. Mergeți la vot, că e dreptul nostru, conștiința noastră, ne dictează pe cine să punem ștampilă. Altă problemă să nu fie. Weekend plăcut și ne auzim luni. Luni, pe luni avem de discutat. Luni, de la 8 dimineața, mă pregătesc și de la 10 punem video. Să vedem cine au ieșit, că e din primul tur, să vedem aleși. Să vedem cine a ieșit la prima numărătoare a voturilor. Weekend plăcut, nu vă mai stresez, gânduri bune și să mergeți la vot. Dacă mergeți la vot, o să fiți mai liniștiți. Că bă, măcar
mi-am îndeplinit datoria civică. Ne vedem luni, să vedem cu ce edil ne-am ales pe încă 4 ani. Săraca lume! Mulțumesc de urmărire, vă salut!